70 de locuri de muncă sunt disponibile în momentul de față prin rețeaua EURES, cele mai multe dintre acestea în Austria, care are nevoie de 30 de muncitori în tăierea ierbii cu mașini specializate și unde se cere cunoașterea limbii germane la nivel mediu. Se mai caută șoferi de camion, ingineri software, ingineri de calitate, ingineri proiectare hardware, cercetători biomedical și postdoctoranzi care să aibă experiență în biochimie și biologie moleculară pentru a fi capabili să lucreze în cercetarea biomedicală. Persoanele care își doresc să lucreze cu contract legal de muncă în țările Uniunii Europene se pot adresa Consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, Valentina Soare. Sunt disponibile însă locuri de muncă și în județ, unde angajatorii pun la dispoziția șomerilor 182 de joburi, cele mai multe pentru absolvenții unei școli profesionale și cele mai puține pentru absolvenții unui liceu teoretic. Se caută șoferi, electricieni, faianțari, fierari, betoniști, dulgheri sau agenți de asigurări. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt în municipiile Târgoviște și Moreni, dar și în Comuna Cornești. Luna trecută rata șomajului în județul nostru era de 6,22%, cel mai scăzut procent înregistrat în acest an. Reprezentanții AJOFM Dâmbovița anunțau într-o conferință de presă la sfârșitul lunii trecute că în baza de date a instituției sunt înregistrați aproximativ 3.000 de șomeri, dintre care cei mai mulți cu vârstă peste 45 de ani.